în 2 sau 3 prezență, chemând numele Domnului, Dumnezeu este prezent acolo. Doamne. 2 sau 3, dar restul ce fac? Într-o biserică, când sunt mai mulți adunați, Cuvântul lui Dumnezeu ar trebui toți să fim prezenți. Toți să slujim înaintea lui Dumnezeu. Minunile care s-au făcut în poporul lui Dumnezeu s-au făcut cu toți la un loc, uniți, chemând numele Domnului, Dumnezeu și-a proslăvit numele. Vrem să vă privim la Cuvântul lui Dumnezeu, la chiar a primii creștini, după predica lui Petru, unde s-au întors 3.000 de suflete, spune că ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Da. Apoi au intrat în rugăciune, au stăruit și au primit Duhul Sfânt. Dar erau toți în trup și în suflet. A vrea ca Biserica lui Dumnezeu să fie un trup și în suflet. Da. Un alt exemplu din Cuvântul lui Dumnezeu este atunci când după ce Petru și Ioan prin mâna lui Hristos au făcut o vindecare, au fost trași la răspundere și Petru necăjit s-a întors la frații acolo, la unde locuiau probabil și după ce s-au rugat cu toții, au simțit toții această problemă, după ce i-au împiedicat să mai vorbească din Cuvântul lui Dumnezeu, au venit cu toți înaintea lui Dumnezeu și s-au rugat și spune că după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat pământul, s-au cutremurat locul unde erau adunați. Vrem ca unde suntem adunați, acolo unde este poporul lui Dumnezeu adunat, vrem să simțim mișcare, vrem să simțim prezența Duhului Sfânt. Un alt exemplu din Cuvântul lui Dumnezeu este atunci când Petru a fost închis. Spune că biserica se ruga neîncetat și Petru a avut biruință. S-a prezentat la ușa lor acolo și au rămas mirați cu toții. Vrem să venim înaintea lui Dumnezeu motivați de aceste cuvinte ce v-am spus. Să ne rugăm ca Dumnezeu să lase unitate în Biserica lui Dumnezeu. Vedem de multe ori persoanele care sunt dimineața, sunt și seara, care sunt vinerea, vin și astăzi, dar vrem să, ca Dumnezeu să lasă unitate, fraților. Fără unitate, fără dragostea lui Hristos, nu putem avea propășire. Un alt motiv pentru care vrem să ne rugăm pentru cei care sunt puși în slujba bisericii. Da. Eu, ca copil al Domnului, găzduiesc în localitatea de unde vin locul de închinare și știu că și nu este ușor ca să îți pui casa la dispoziția lui Dumnezeu. Trebuie să fii prezent mereu. Trebuie să fii atent orice detaliu, pentru că mulți sunt care privesc firește. Și ca să nu fii un prilej de păcătuire, trebuie să fii foarte atent. Și fără rugăciune, fraților, nu se poate. Este luna vacanței. Mulți poate se duc în dreapta și în stânga, se duc să viziteze, se duc la mare, sau unei își pierd timpul, dar copilul Dumnezeu stau în adunarea lui Dumnezeu. Vrem să ne rugăm pentru acești doi frați care Dumnezeu i-a pus aici în fruntea acestui popor. Să ne rugăm pentru tineretul bisericii, ca Dumnezeu să lase înțelepciune. Amin. Timotei a fost învățat de Pavel și a spus, fugi de poftele tinereții. Poate tineri plecați de acasă, de sub privirile părinților, poate aici a luat alte căi, dar este unul sus care vede totul și vrem ca fiecare să fie conștient de acest lucru. Și să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Vreau să rămân la aceste cuvinte. Ridicați pe picioare. Venim înaintea lui Dumnezeu și cu credință. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să lase unitate în biserică. Amin.
să lase pașa Lui în fiecare suflet, să simțim unii cu alții. Atunci când ne rugăm pentru un bolnav, Dumnezeu să cutremure acel loc, să cutremure inimile noastre. Amin. Amin.